Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a declarat că facturile la energia electrică pentru cetățeni și consumatorii industriali urmează să fie mai mici. Acestea vor scădea ca urmare a adoptării în ședința de marți a plenului Camerei Deputaților a unei legi prin care este reeșalonată acordarea de certificate verzi către producătorii de energie regenerabilă. Citez, proiectul de lege face parte din prioritățile legislative ale Camerei Deputaților pentru această sesiune parlamentară, necesară pentru asigurarea unei guvernări eficiente, pentru creșterea nivelului de trai și pentru sprijinirea creșterii economice. Reeșalonarea acordării certificatelor verzi către producătorii de energie regenerabilă a avut ca principal obiectiv scăderea prețului la energie electrică pentru populație, dar și pentru agenții economici. Astfel vom reuși să micșorăm facturile la energie, dar și să păstrăm investițiile în energie regenerabilă, afirmă Zgonea într-un comunicat de presă. Pe de altă parte, președintele Camerei Deputaților a spus că amânarea datei de aplicare a acestei legi, în urma cererii de reexaminare formulată de președintele Traian Băsescu, ar fi putut avea efecte pe plan social, prin creșterea bruscă a costurilor energiei peste limite suportabile, cât și în plan economic, ducând la blocarea întregului sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile.